Haideți să vedem pentru tauri, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia taur. Să vedem ce urmează pentru voi în săptămâna 13-19. Taurii în această săptămână sunt favorizați. Haideți să vedem ce vine către voi. Ușa către romanță, lumea, wow, puterea. Calea templului, o furtună și un domn iubitor aici. Doi domni, dragele mele. Dacă sunteți domni, sunt două doamne. Aveți aici doi pretendenți, două pretendente. Una poate veni de departe, una poate o cunoașteți deja. Aici aveți o furtună, veți avea un zbucium în această săptămână, pentru că nu veți ști ce să alegeți. Prima carte din citire este această ușă către romanță, este această cale a templului care aduce cu sine, atrage o elevare, o deschidere către o iubire nouă, către o poveste nouă, poate fi și pe planul sănătății aici o însănătoșire. Pleacă ceva de la voi care nu mai este de actualitate. Aici este o persoană, un job, o situație grea care va tot încălci tițele. Furtuna se termină, dragilor, pentru că această furtună va lua cu ea acest uragan, acest nor va lua cu el tot ce vă stagnează. Toate cărțile sunt benefice, aveți ușa către romanță, aveți calea templului, lumea. Un ciclu greu care se închide pentru voi. Această furtună, acest bucium al sufletului vostru, care în această săptămână se închide, se termină. Îți iei puterea înapoi și îți deschizi sufletul către o nouă iubire, către o nouă poveste de iubire, poate fi către un nou job, către o nouă carieră. Taurii în această săptămână sunt foarte puternici. Își iau puterea înapoi și își simt puterea. Sunteți, dragilor, atrăgători, sunteți ca un diamant pentru celelalte persoane din jurul vostru în această săptămână. Aveți o atracție, aveți o lumină aparte în ochi în această săptămână, care va fi foarte atrăgătoare pentru persoanele din preajma voastră. Sunteți carismatici și puteți să vă întâlniți în această săptămână marea iubire. Controversa este că trebuie să alegeți. Aici sunt două persoane care se vor bate pentru inima ta în această săptămână. Oricum ar fi, această săptămână îți aduce iubire. Oricum ați vrea, această săptămână corectează niște erori. Dacă sunteți persoane singure, aici vă veți simți puterea și veți avea de unde să alegeți. Dacă sunteți într-o relație, situația voastră va fi din ce în ce mai bine. Dacă sunteți despărțiți, aici furtuna și necazul se închide. Ați ieșit în propria citire. Sunteți în energia voastră, sunteți bine, sunteți sănătoși și puteți să faceți tot ce vă propuneți. Asul de spade, cu mult adevăr și iarăși turnul, dragilor. Această săptămână este revelatoare, va aduce aflarea adevărului. Aici vor fi date cărțile pe masă. Dacă o persoană va veni către voi, va mai veni încă o persoană care nutrește sentimente pentru voi de mult timp. Și va fi aici un zbucium, pentru că nu veți ști dintre cele două persoane care este predestinată, care este pentru voi. Aveți o persoană în zodie de pământ, ca și voi, taur, fecioară, capricorn, sau o persoană în zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Oricum ar fi, în această săptămână se elucidează acest mister. Aveți regele și regina de monede, doar că regele este cu spatele, dragilor. Voi nu cred că veți accepta niciuna dintre aceste persoane. Persoana care este predestinată vouă va trebui să muncească, să vă cucerească, pentru că voi emanați
frumusețe în această săptămână. Emanați acea stare bună, sunteți în energia voastră, sunteți pământeni, sunteți bine. Orice ar fi fost aici, orice zbucium, orice ghinion, orice eșec, se transformă într-o bucurie, se transformă într-o mare noroc în această săptămână. Se deblochează toate energiile, dragilor, pentru voi. Aveți lumea, se închide un ciclu greu și se deschide o nouă eră pentru voi. Aveți aici un domn într-o zodie de pământ, aici un domn într-o zodie de pământ. Vă întâlniți marea iubire în această săptămână, vă întâlniți sufletul pereche. E frumos pentru Taur, pentru că aduce după sine această săptămână reconcilierea cu tine, cu sufletul tău, îți vine sufletul la loc, cum se spune. Te reîmpaci cu tine, echilibru energetic de plin. Aici orice ai fi trăit greu, anevoios, se reechilibrează, faci pace cu tine, faci pace în viața ta. Aici vine pacea odată cu aceste suflete pereche care sunt în jurul tău și va trebui să alegi, dar vei ști care este persoana potrivită, pentru că aici vei simți că tot ce te înconjoară este cu tine. Ține cu tine, universul te protejează. Aveți cartea numărul 22, Spiritele Naturii. Te conectezi la Mama Pământ. Vei trăi aici o frumusețe în această săptămână. Poate o invitație în natură de la această persoană, la un picnic, la o nuntă în aer liber. Conștiință dumnezeiască. Este frumoasă această săptămână pentru Tauri, iar aici aveți libertate dumnezeiască. Vei alege cu sufletul ceea ce îți dorești. Vei alege însănătoșirea, vei alege plecarea din lucruri greoaie, vei ști cum să acționezi. Toate lucrurile capătă sens în această săptămână. Haideți să vedem și de aici o carte, entuziasmul. Persoana care va veni către tine este probabil o persoană pe care tu o placi și va veni exact în această săptămână într-un moment în care ți se va lua o piatră de pe suflet. N-ai crezut că această persoană mai ajunge în viața ta. Alegerile tale sunt legitime. Ascultă-ți nevoile interioare și trăiește din plin. Veți avea curaj, veți avea noroc, veți avea de unde alege în această săptămână, o săptămână superbă pentru voi, iar aici aveți înțeleptul, dragilor. Acceptă ceea ce este, conștiința are grijă de toate. Nu trebuie să te simți vinovat dacă refuzi o persoană și o accepti pe cealaltă. Aici vei fi curtat de două persoane, că sunteți doamne, că sunteți domni, se deschide era iubirii pentru voi. Este posibil ca persoana de la depărtare să fie sufletul vostru pereche. Este posibil ca aici să trebuiască cu adevărat să alegeți o persoană, un job care este pe destinul vostru sau o însănătoșire. Aici găsești tratamentul perfect dacă te gândești la planul sănătății. Găsești persoana potrivită, găsești finanțarea potrivită. Este o săptămână a ta, a Taurului, plină de succes. A ieșit și regina și regele de monede. Vei fi la înălțime în această săptămână. O săptămână superbă pentru Tauri. Vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!